Poporul Domnului, în seara aceasta o să citesc despre nașterea lui Iisus Hristos. Asta sărbătorim. Evanghelia după Matei, capitolul 1. Începem cu versetul 18. Dumnezeu a știut că vom fi curioși și iată cum începe. Iar nașterea lui Iisus Hristos a fost așa. Cum? Să continuăm. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif. Și înainte ca ei să locuiască împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și nu voia să o facă de rușine înaintea lumii. De aceea și-a pus de gând să o lase pe ascuns. Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului și i-a zis: Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevasta ta, căci ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și îi vei pune numele Iisus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce spusese, ce vestise Domnul prin prorocul care zice: iată, fecioara va fi însărcinată și va naște un fiu. Și îi vor pune numele Emanuel, care tălmăcit, interpretat, înseamnă Dumnezeu este cu noi. Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului și a luat la el pe nevasta sa, dar n-a cunoscut-o până ce ea a născut un fiu și el i-a pus numele Iisus. Amin. Amin, amin. Doamne, stăm înaintea ta, ridicați în picioare și cerem de la tine har, un har care să ne călăuzească sufletul, să înțelegem mesajul din această seară. Un har de care avem nevoie ca să ne vorbești, să ne ridici, să ne îmbărbătezi și să ne împuternicești. Îți mulțumim, Tată, pentru harul acesta pe care ne l-ai adus prin Hristos, pe care îl sărbătorim, pe care îl onorăm și îl cinstim în noi și între noi în adunarea din această seară. Slavă ție, Tată, pentru cuvântul tău, pentru Duhul tău și pentru Domnul Iisus Hristos, darul tău pentru oameni și în mod deosebit pentru biserica ta. Și adunarea să spună amin. Lăudați să fie Domnul, frați și surori, ocupați-vă locurile. Mulțumim Domnului pentru tot ce s-a întâmplat în seara aceasta până acum și pentru tot ceea ce urmează să se întâmple până la încheiere. Mulțumim Domnului pentru perioada aceasta a sărbătorilor și pentru frumusețea lor, pentru această cercetare misterioasă care însoțește sărbătorile acestea și care ne atinge sufletul. Ne bucurăm, este adevărat, de o mâncare bună, specific românească, dar asta este nimic în comparație cu ce se întâmplă în interiorul nostru, mai sus de stomac, în inimă, în locul acela unde există Duhul lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Domnului! Aș vrea să ne uităm un pic la textul pe care l-am citit. Am intenția să spun câteva lucruri și apoi să mă îndrept înspre unul dintre gândurile posibile ale acestui pasaj din Scriptură. Uitați ce vreau să spun, frați și surori. Priviți, vă rog, că în primul verset Scriptura răspunde curiozității oamenilor. Nu așa cum ne-am așteptat noi, ci așa cum găsește Dumnezeu de bine. Însă, în versetul 18, partea a doua, Biblia menționează că Hristos a zămislit în pântecele Mariei când era fecioară și încă nu avusese legături, se referă la o relație intimă cu logodnicul ei. Biblia menționează în introducerea acestui pasaj și, dacă n-ați uitat, menționează sau remenționează și în încheierea pasajului, versetul 25, dar n-a cunoscut-o până ce ea a născut un fiu. Asta înseamnă că după aceea a cunoscut-o și, după cum spune Scriptura, au mai avut și alți copii. Observați că Scriptura menționează de două ori lucrul acesta ca să fie clar că Iisus Hristos s-a născut, s-a întrupat prin Fecioara Maria fără să existe un tată biologic, ci a fost o putere nemaipomenită, nemaiîntâlnită, neînțeleasă de la Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul pentru lucrările sale. Apoi un alt gând pe care vreau să-l menționez. Biblia aici oferă câteva criterii pe care Maria le-a avut atunci când și-a ales un băiat
Se pare că a fost mai în vârstă, bine decât ea, probabil 10 ani, 15 ani, poate chiar 20, să nu îndrăznesc să spun mai mult. Dar în sfârșit, Biblia remarcă câteva criterii pe care ea le-a avut, având intenția să se căsătorească, și a acceptat probabil în vremea aceea propunerea unui bărbat în perspectiva căsătoriei cu care era în prezent logodită. Și observați ce spune Scriptura despre el. Și spun asta pentru fetele din adunare, care acum sunt la vârsta să se gândească la perspectiva căsătoriei sau în viitorul apropiat sau îndepărtat vor fi. Ascultați-mă, fetelor, și nu numai fetele, și băieții, dar vorbind de Maria, priviți la criteriile Scripturii și dacă veți vrea să fiți pomenite, binecuvântate și fericite, împlinite ca și Maria, care a ajuns să fie mama Domnului, născătoare de Dumnezeu, atunci puneți în inimă aceste criterii pe care l-a avut fata aceasta. Ea s-a uitat după un băiat neprihănit. Așa îl prezintă Scriptura pe Iosif. Neprihănit. Uitați-vă după băieți neprihăniți, fetelor, nu după șmecheri. Nu după aroganți, nu neapărat după bogați. Uitați-vă după băieți neprihăniți. După băieți care au perspectiva purității în viața lor, în profunzimea vieții lor, nu doar în aparență pentru a vă fura inima. Uitați-vă cu discernământ, uitați-vă cu atenție, întoarceți lucrurile pe toate părțile, odată faceți lucrul acesta, de aceea faceți-l bine. 2. Scriptura ne spune că a fost un om milos. Un om milos. Un om milos nu te lasă niciodată. Dacă aluneci, dacă cazi, dacă ai nevoie de ajutor, un om milos se oprește cu tine, se oprește pentru tine. Un om milos te așteaptă, te ridică, te înțelege când nu te înțelege nimeni. Mila biruiește judecata. Mila este lucru pe care îl țin minte în acțiunile oamenilor față de mine în 57 de ani de viață. Mi-aduc aminte de oameni care m-au milit, care mi-au dat ceva, care m-au ajutat, care mi-au spus o vorbă bună, care m-au ridicat, care au avut ceva pentru mine ca să-mi facă viața suportabilă, poate frumoasă, poate extraordinară. Ea s-a uitat după un bărbat pur și după un bărbat milos. Nu după un Rambo nemilos, nu după un dur, ci după un om milos, cu o inimă umană, cu o inimă moale, cu o inimă sensibilă. Și încă un lucru, înțelept și înțelegător, că înțelegerea vine din înțelepciune, înțelept și înțelegător. Vei avea momente în viață când nu te mai înțelege nimeni în afară de Dumnezeu, dar dacă ești căsătorită, e bine să te înțeleagă și băiatul ăla. Trebuie să alegi un astfel de băiat. Atât de mare este nevoia să fii înțeleasă. Și bărbații au nevoie să fie înțeleși, dar fetele de 10 ori mai mult. Este important să remarcăm din text lucrul acesta, pentru că întotdeauna Scriptura are și caracter pedagogic, ea ne învață împreună cu harul de care îi vorbea Pavel lui Tit. Încă un gând, penultimul, atunci când oamenii se gândesc cu respect și ascultare, în intenția înțelegerii planului Dumnezeu, nu neapărat pentru a fi mai ușor pentru ei, atenție, puteți să pătrundeți ce spun, gândiți-vă cu atenție, faceți un efort de voință. Atunci când oamenii vor să înțeleagă un lucru pe care nu-l înțeleg, dar nu pentru ei neapărat să le fie mai ușor și mai confortabil, ci pentru a înțelege voia lui Dumnezeu pe care vor să o împlinească. Iosif a vrut să înțeleagă ce nu putea înțelege. Logodnica lui a rămas însărcinată. Lucrul acesta este murdar, este urât, este îngrozitor. Frânge visul băiatului. Dar nu doar pentru confortul și pentru liniștea lui, ci pentru perspectiva înțelegerii planului lui Dumnezeu. Dumnezeu trimite un înger să rezolve problema din mintea lui și să explice ce se întâmplă. Noi uneori punem întrebarea asta doar ca să ne fie nouă mai ușor. Păi dacă toți care trecem prin necaz i-am pune întrebări lui Dumnezeu, care nu i-ar pune? Observați, vă rog, că îngerul vine și îi răspunde. Când întrebările au legătură cu mântuirea sufletului și cu slava lui Dumnezeu, nu cu confortul personal, deși la nivel de excepție Dumnezeu face ce vrea și în astfel de situații, atunci Dumnezeu de obicei răspunde. Și ultimul gând, în final Dumnezeu i-a descoperit care este scopul venirii lui Mesia. Și intenționat am repetat în timpul citirii că Dumnezeu a făcut clar pentru Iosif, tatăl adoptiv, tutorele Domnului Iisus,
ca și copil, tânăr, că Iisus se naște cu scopul să mântuiască, punct. Iisus se naște cu scopul să mântuiască, punct. De aceea predica mea din seara aceasta se numește misionarismul întrupării. Misionarismul întrupării. Hristos a venit să misioneze în perspectiva mântuirii. Pentru că nu există mântuire fără predicare, fără misionare, fără misiune. Misiune înseamnă să te duci. Dacă îi aștepți pe oameni să vină, ei au alte interese, păcatul, îmbogățirea, plăcerea, divertismentul, ei sunt ocupați încă 1000 de ani de aici înainte. Dar Scriptura le-a spus ucenicilor, duceți-vă, dar până unde? Până la marginile pământului, e geabul vostru, e treaba voastră, este împuternicirea voastră, este porunca mea, e ceea ce mă aștept să fac, să faceți. Duceți-vă! Misionarismul întrupării. În general, predicile de Crăciun se concentrează pe unul dintre cele două posibile aspecte, mai ales pe primul, istoric, și povestim cam cum s-a întâmplat cu magii, cu păstorii, și ne uităm la toate detaliile oferite în raportul biblic, în Scriptură, și încercăm să le interpretăm, încercăm să adunăm date istorice, statistici, să îmbogățim cunoștința și înțelegerea ascultătorilor. În seara aceasta nu vreau să fac lucrul acesta, deși sigur că voi avea accente istorice în ceea ce spun, dar nici teologice, adică să interpretăm istoria pentru ca să înțelegem planul și voia lui Dumnezeu. Intenția mea prin predica din această seară este să surprind faptul că în evenimentul întrupării, cât și în evenimentul morții, dar și în procesul vieții dintre aceste două evenimente, Hristos a avut un scop mesianic și mântuitor. Hristos în evenimentul întrupării, cât și în evenimentul morții, dar și în procesul de 33 de ani care se încadrează între aceste două evenimente, Hristos a avut un singur scop și nu a permis nimănui să-i deturneze scopul. Scopul lui a fost scopul pe care l-a predat ucenicilor. Misionați în perspectiva mântuirii. Misionați în perspectiva mântuirii. De aceea am numit predica mea misionarismul întrupării. Scopul fundamental al Mântuitorului în lume este mântuirea oamenilor. A fost, este și va rămâne. Și după ce a plecat din lumea noastră și i-a lăsat pe ucenici, și acum noi suntem o altă generație după ucenici, și noi preluăm mandatul acesta. Mandatul acesta este vechi, va fi vechi cât pământul, sau lung cât istoria planetei Pământ. Scopul primar al coborârii Duhului Sfânt la cinzecime a fost misiunea bisericii și mântuirea oamenilor. Iată că veți primi o putere și cu puterea aceasta să vă duceți până la marginile pământului să predicați Evanghelia și să faceți ucenici. Nu ne este dată în primul rând pentru alte lucruri care sunt valabile după ce trecem de primul. Primul motiv pentru care am fost împuterniciți este să avem resurse care ne depășesc incompetența și incapacitatea și neputințele care sunt multe la număr și să mergem în numele Domnului. Hristos s-a întrupat pentru asta, a murit pentru asta, iar între întrupare și moarte au fost 30 și ceva de ani în care a făcut în mod profund doar acest lucru. A misionat, a pendulat între nord și sud, puțin între vest și est, mântuind oameni. Printre altele i-a vindecat, printre altele i-a încurajat, dar scopul major a fost mântuirea. Atât de important a fost scopul mântuirii, încât atunci când cineva a venit la el ca să fie vindecat, adică să îl vindece Domnul Iisus pe persoana respectivă, de fapt n-a venit, a fost adusă, Domnul Iisus nu l-a vindecat, ci l-a mântuit. Și când oamenii s-au mirat, Domne, dar de ce îl mântuiești când noi l-am adus să fie vindecat? Hristos a spus, dar ca să știți că Fiul omului are putere, că să-i spui iertate sunt păcatele, n-ai cu ce să probezi dacă sunt sau nu iertate, adică dacă s-a împlinit sau nu. Dar dacă spui vindecat să-ți fie trupul, se vede dacă s-a vindecat sau nu s-a vindecat. E palpabil, e măsurabil, e măsurabil. Dar mântuirea nu e măsurabilă, că noi nu o vedem. Și Hristos mai întâi a făcut ceva ce nu se vedea, nu era măsurabil. Și ei s-au îndoit. Și atunci Domnul Iisus a spus următorul lucru. Dar ca să vedeți că Fiul omului are putere și să facă ce vreți voi în calitate de semn sau de dovadă, ridică-te și umblă. Și omul s-a ridicat și a umblat. Hristos a pus mântuirea înainte de orice. Înainte de apă, i-a spus unuia care vrea să se ducă să-l înmormânteze pe taică, sau nu te duce să-l înmormântezi pe taică tău înainte să te pocăiești. După aceea du-te și înmormântează.
Ăsta este valoarea și importanța pocăinței. Înainte să respiri, înainte să bei apă, înainte să mănânci, înainte să-l mormântezi pe tata, mai întâi pocăiește-te. Că s-ar putea să fie ultimul lucru pe care mai ai timp să-l faci. Pentru asta s-a întrupat Hristos. Când a murit, ultimul lucru pe care l-a făcut a fost să mântuiască pe unul din doi. Le-a predicat la amândoi. Erau acolo amândoi, fiecare la o distanță egală, unul în stânga, unul în dreapta. Pentru unul a fost mântuire, pentru altul a fost mărturie, dar predicare a fost pentru amândoi. Hristos s-a născut mărturisind, s-a întrupat mărturisind și misionând, a murit mărturisind și misionând, iar între aceste două repere care se constituie în început și sfârșit, a avut o viață de misiune, o viață de mântuire. Printre oamenii mântuiți sunt și eu, ești și dumneata. Trăiască Domnul! Singura problemă este faptul că povara asta, acum, în generația noastră, nu mai este pe umerii lui, este pe umerii noștri. Asta este singura problemă, e pe umerii noștri. La fel de greu cum a fost pentru apostol, este și pentru noi. La fel de greu cum a fost pentru istoria de 20 de veacuri, este și pentru noi. La fel cum ucenicii au fost tentați să stea în sediu cultului de la Ierusalim și Domnul i-a trimis în sediu de misiune de la Antiohia și fără o prigoană nu s-a întâmplat nimic, tot la fel și noi, o biserică într-o generație secularizată, Dumnezeu ne spune următorul lucru: în întrupare există misionarism. Există misiune și mântuire. Scopul a rămas, nu l-a alterat istoria. După 20 de veacuri, primul lucru pe care trebuie să-l facă o biserică este să evangelizeze și să misioneze. Construim, avem nevoie de construcție, dar nu e înaintea mântuirii. Sufletul e mai important decât clădirea. Sufletul e mai important decât banii. Sufletul e veșnic, clădirea se prăbușește într-o zi. Banii se cheltuiesc, sunt furați. Orice vreți nu are valoarea mântuirii. Un suflet e mai important decât tot globul pământesc. Și Hristos ne-a trimis la un suflet. Hristos a dovedit cu fapta ceea ce a predicat. În sărbătoarea asta de Crăciun vreau să subliniez aspectul misionar, mântuitor, în întruparea Mântuitorului Iisus Hristos. De asemenea, în contextul înălțării la cer, nu doar în coborârea Duhului Sfânt la cincizecime, Hristos din nou, în ultimile clipe petrecute uman între ucenici, le-a adus aminte că ei trebuie să meargă, că într-o zi El se va întoarce și singurul lucru care are valoare este dacă au mers. Trebuie să meargă în evangelizare și să se întoarcă în închinare. Ambele sunt valabile. Suntem tentați să ne întoarcem în închinare și să rămânem închinători. E bine că suntem închinători, dar frații mei, n-avem pilda lui Iisus așa, e pilda noastră. O pildă care vorbește despre comoditate, să nu spun sinonime mai complicate, că e sărbătoare. Activitatea lor majoră, a Domnului și a ucenicilor, a fost să facă misiune. Însă în seara asta vreau să surprindem întruparea și să observăm că Domnul, în momentul întrupării, în evenimentul acesta, sunt mulți oameni care au fost mântuiți și și-au schimbat viețile. Deși el era un baby și nu putea să predice, însă evenimentul în sine i-a condus pe oameni să schimbe viața. Întruparea lui Mesia în Betleem a găsit un sistem religios corupt, rigid, legalist, elitist, adică elitele religioase ale vremii, care aveau o notă de superioritate insuportabilă, ipocrit, că de aceea s-au numit cum s-au numit, și arogant și păcătos. Acesta a fost contextul religios pe fondul căruia a apărut Iisus pe scena istoriei ca și prunc întrupat din Dumnezeu, făcut om în formă de copil. Activitatea majoră a oamenilor acestora se învârtea în jurul templului, nu în jurul oamenilor. Deși Dumnezeu i-a trimis la oameni, nu doar la templu, însă ei au mers la templu și n-au mai ieșit din el, iar în templu făceau lucruri pentru care Domnul i-a mustrat. Una dintre caracteristicile întrupării lui Mesia a fost egalitatea dintre oameni. Și aceasta ca un mesaj la această clasă de oameni care se constituia într-o elită a societății, evreiești. Este deja celebră separarea social-culturală dintre cele două categorii de oameni din Israel: cărturarii și fariseii, elita societății, și vameșii și păcătoși.
Ei, venirea Domnului Iisus Hristos în lume a echilibrat această înclinată balanță, pentru că vameșii și păcătoșii au fost inferiorizați și marginalizați în mod subiectiv de cărturari și de farisei, care și-au luat o notă de superioritate pe care Dumnezeu nu le-a dat-o niciodată. Întotdeauna l-au criticat pe Domnul Iisus că de ce stă mult cu vameșii și cu păcătoși. Și Hristos le-a spus de multe ori: pentru că ei au nevoie de mine, voi nu aveți. Ei sunt bolnavi, de aceea am creat un spital. Ei sunt păcătoși, de aceea am creat o biserică. Ei sunt înfometați, de aceea am creat o bucătărie. Ei sunt însetați, de aceea am creat o fântână. Cum erau priviți ei în societatea de atunci? Erau priviți sfinți? Erau priviți educați în scripturi? Aduceți-vă aminte când au venit magii din răsărit, înțelepții care citeau mersul, mișcarea astrelor pe cer, și s-au dus la Irod, pentru că el era împărat, dregătorul vremii. Irod n-a știut să răspundă la chestiuni teologice, dar n-a chemat pe vameși și pe păcătoși, a chemat pe cărturari și pe farisei. Și i-a întrebat: domnilor, sunteți specialiști în scrierile sfinte, cum stau lucrurile la problema asta, că-s tulburat din cauza mesajului acestor oameni de știință? Sau astrologi, să nu spun de știință, că e puțin adevărat pe de o parte și neadevărat pe de altă parte. Și oamenii aceștia au știut răspunsul corect, biblic. I-au răspuns când și unde, sau mai bine zis, unde se va întâmpla lucrul acesta. Însă observați obiceiul lor, știau, dar pentru alții, nu pentru ei. Au fost întrebați, au răspuns ca la carte. Însă ei au făcut ceva pentru ceea ce știau? Nu, n-au făcut nimic. Pentru că le stătea în obicei să știe, dar ce știe să nu practice. Și Hristos a spus: de ce îmi spuneți Doamne, Doamne și nu faceți? Iacov vorbește mult despre credința neînsoțită de fapte. Gândiți-vă la riscul acelor oameni, un risc care s-a rostogolit prin istorie până în generația noastră. Gândiți-vă cu discernământ la lucrul acesta. Singura lor problemă era faptul că știau, și a ști te face responsabil să faci, însă ei nu și-au mai asumat a doua parte a responsabilităților. Simplu fapt că știau nu le-a justificat nefacerea lor. Și au rămas vinovați nu că n-au știut, ci că n-au făcut. Adevărul este că Domnul nu prea a criticat vameșii și păcătoșii, deși ei sunt vinovați. Dar a criticat pe cărturari și pe farisei. Știți de ce? Pentru că știau. Domnul se așteaptă să facă un om când știe. Și dacă nu face, înseamnă că e rău intenționat. Cel care nu știe, săracul nu știe, e inconștient. E inconștient. Și pentru inconștiență, pedeapsa e mai puțin gravă decât pentru răutatea de a avea informația și din motive intenționate și tolerate, nu împlinești ceea ce știi că este cu dreptul. Asta este o vinovăție mai mare înaintea lui Dumnezeu. În pilda samariteanului milostiv, Hristos demască preotul și levitul care știa, însă trece pe lângă omul care era gata să moară și se duc înainte, pentru că ei n-aveau treabă cu oameni, aveau treabă cu templu. Templu era Dumnezeul lor. Templu era totul pentru ei. Nu existau oameni, de parcă templu avea nevoie de mântuire, nu oamenii. Templu avea nevoie de vindecare, de învățătură, de ridicare, de împuternicire. Nu! Trebuie să mergem la templu. Însă dacă ne ferim de oameni, la ce ne slujește templu? Hristos n-a venit pentru temple și nici noi nu trebuie să trăim pentru ele. Deși avem nevoie de temple, deși avem nevoie să le construim, să nu ne închinăm sub copaci, nici în peșteri, să ne închinăm în locuri decente, potrivit stilului de viață din generația noastră, dar noi nu suntem trimiși la temple. Până la marginea pământului nu trebuie să mergem pentru temple, ci pentru oameni. Pot fi galbeni, negri sau albi, însă asta nu are importanță. Pot fi răi sau buni, dar asta nu are importanță. Pot fi creștini, nepracticani sau păgâni, dar asta nu are nicio importanță. Noi suntem trimiși la ei, iar cine ne trimite nu e un om, nu este un cult, ci este Dumnezeu care ne-a dat viață și mântuire. Trăiască Domnul! Noi trebuie să ne simțim responsabili de această trimitere. Altfel, cum ne rabdă inima? Aduceți-vă aminte ce le-a spus Hristos acelor oameni.
voi nu intrați în împărăție și nu-i lăsați să intre nici pe alții. Cât de grav este să nu vrei să intri și să blochezi intrarea pentru alții. Oamenii aceștia au fost opuși întrupării misionare a Domnului Iisus sau misionarismului venirii în lume a Domnului Iisus. Cărturarii și fariseii au avut mai multe caracteristici care au legătură cu legalismul, cu ipocrizia. De aceea Domnul Iisus Hristos n-a putut să-i transforme în niște asociați, în niște parteneri de lucrare niciodată. Ei l-au contestat și până la urmă l-au omorât, folosindu-se de ignoranța oamenilor pe care i-a instigat cu minciuni și cu exagerări. Observați că poți să fii contemporan cu Iisus, nu doar 2000 de ani după, folosind credința că nu vezi nimic. Poți să fii contemporan cu Domnul și să-L vezi cu ochii și să nu-L crezi. Dimpotrivă, să te postulezi, adică să te așezi împotriva Lui, nu doar ca o greșeală de moment, ci ca o direcție de viață. Misionarismul întrupării se ciocnește de o categorie de oameni care erau educați, care trăiau în templu și care se constituiau în exemplu poporului, în vocea lui Dumnezeu, într-un director de conștiință pentru populație. Dar oamenii aceștia s-au opus misionarismului Domnului Iisus și în întrupare, și în viață, și în moarte. Ei au sfidat pe Dumnezeu legea și intenția, scopul lui Dumnezeu. Al treilea lucru pe care vreau să-l spun este faptul că misionarismul întrupării lui Mesia i-a făcut pe oameni egali înaintea lui Dumnezeu. Am spus asta de două ori deja până acum. I-a făcut egali. Domnul Iisus i-a ridicat pe vameși și pe păcătoși. Și când s-a rugat un cărturar, un fariseu și un vameș, un păcătos, Hristos îi ascultă și după aceea trage o concluzie pe care o spune sub formă de decizie. Acesta este ascultat de Dumnezeu. Și dă valoare acestei clase care a fost dominată, subjugată, inferiorizată și disprețuită. Egalizând, spunând, nu preoția te face să intri în cer, asta îți va da răsplată. Ceea ce te face să intri în cer este mântuirea. Mântuirea e prin credință, răsplata este recompensa ostenelilor, a slujirii, a alergării, a tot ceea ce faci pentru Hristos. De fapt, nu prea se poate una fără alta. Capitolul 3 din 1 Corinteni rezolvă problema aceasta. Însă ce vreau să vă spun, dragii mei, este faptul că misionarismul întrupării sale se vede și din schimbarea vieților celor implicați. Uitați-vă, vă rog, ce spune Scriptura. Hristos a redat valoare omului, valoare umană, o valoare pe care i-a dat-o Dumnezeu. Hristos a ținut slujbele pe dealuri, pe vapoare, a organizat întâlniri de rugăciune în grădini cu măslini. El i-a vizitat pe vameși, pe păcătoși, s-a dus la ei acasă, a mâncat cu ei, a acceptat invitația lor, însă nu a fost niciodată sau a fost invitat rare ori să aibă o legătură, o întâlnire cu un vameș sau cu un fariseu. Întâlnirile sunt foarte mici, foarte puține. Putem să vorbim despre întâlnirea în casa fariseului, putem să vorbim despre întâlnirea cu Nicodim, însă ele sunt foarte puține. Hristos a trăit între oameni, n-a trăit în templu. El a venit pentru oameni. Hristos nu citea Scriptura doar să o cunoască, El cita din ea pentru că o știa, pentru ca să îi învețe pe alții să trăiască în neprihănire. Misionarismul întrupării sale se vede și din faptul că el a fost omul oamenilor, nu omul religiei sau al templului. El a fost omul oamenilor, oamenii îl căutau, pentru că el răspundea nevoilor lor. Un Bartimeu murdar, ignorant și fără valoare socială, Hristos stă în drum de el, se oprește și spune, hei, să nu-i mai spuneți că eu n-am timp, am, chemați-l aici. Ăla am fost eu, ăla sunt eu, ăla probabil voi fi eu. Ce înseamnă pentru mine în seara asta de Crăciun? Că Domnul spune altora care mă disprețuiesc pentru defectele mele,
pentru lipsa mea de cultură, pentru lipsa mea de cunoștință, pentru defectele mele de toate felurile. Și Hristos spune, chemați-L la mine și eu o să trec printre oamenii ăia și o să mă duc la El, pentru că s-a oprit și pentru că le-a spus, aduceți-L la mine. Cine o să mai înstea în față când El a spus, aduceți-L la mine? Atunci plânsul meu va înceta. Problema mea va găsi o soluție. Iar eu nu voi mai fi singur. Pentru că El a venit pentru oameni. Iar noi trebuie să trăim pentru oameni. Uneori oamenii nu-L mai vor pe Dumnezeu datorită bisericii. Pentru că biserica confundă religia cu pocăința, cu spiritualitatea, uitând că au fost trimiși să se ducă la oameni și să-i cheme la mântuire. Misionarismul întrupării lui Hristos se vede și din faptul că El a fost, așa cum anticipam deja, omul oamenilor. De când s-a întrupat până când a fost ucis și îngropat. Hristos, inclusiv în durerile răstignirii de pe cruce, și-a făcut timp să spună astăzi, cel mai bun timp, vei fi cu mine, cea mai bună companie, în rai, cel mai bun loc. Astăzi, cu mine, în rai, trei lucruri superlative, care n-au termen de comparație. El a trăit printre oameni obișnuiți, simpli, păcătoși, pentru că numai lor a putut să le predice, ceilalți erau deasupra lui în mintea lor. El nu a putut să-i ducă în templu, dar a putut să aducă templul la ei. Cine putea să-l ducă pe Bartimeu în templu? Cine putea să-l ducă pe Zacheu în templu? Cine putea să o ducă pe femeia care a fost prinsă în păcat în templu? Dar a putut să aducă templu la ei și la femeie a spus, ești iertată, du-te, dar oprește-te din stilul ăsta din viață. Lui Bartimeu a spus, este ok, vezi de astăzi înainte. Iar lui Zacheu a spus, nu-i nicio problemă, în fața acestor oameni care te disprețuiesc, eu îți spun că mântuirea a intrat în casa ta și în seara asta eu o să vin la tine acasă. Hristos a avut o obsesie, dacă îmi permiteți acest cuvânt, e adevărat, nepotrivit, dar vrând să surprind subiectul predicii mele, pentru oameni. A știut că 3 ani e o perioadă scurtă și nu are timp, de aceea s-a grăbit să-i mântuiască pe oameni. Încă ceva, El a dat valoare femeii, nu doar oamenilor la modul general. Știți ce a spus despre o femeie pe care alții o disprețuiau? Nu-i faceți supărare. Nu-i faceți supărare, voi nu înțelegeți, eu o înțeleg pentru că eu am venit cu scopul să înțeleg pe oameni. Femeia cu vasul de alabastru. Cine nu are niciun păcat să arunce primul cu piatră în ea, femeia prinsă în curvie. Erau cu pietre în mână să o ucidă, pentru că de asta se ocupau. Atâta știau, asta le era activitatea de când s-au născut până mureau. Misionarismul întrupării. Dacă ai ști tu cine-ți poate da apă vie, femeia rușinată care venea să-și ia apă într-un timp în care nu mai veneau alte femei, ca să nu se supere din nou, să se întristeze datorită privirilor lor disprețuitoare. Femeia din Ioan 4, samariteanca. Cine s-a atins de mine, că din mine a ieșit o putere? Femeia cu scurgere de sânge și a cheltuit toată averea. 12 ani de suferință și de frică. Stimate surori, stimați frați, mai țineți minte când purtăm un diagnostic grav? Că nu mai suntem la fel de tari și credincioși ca atunci când suntem bolnavi, ca atunci când suntem sănătoși. Așa era femeia asta de 12 ani. Își aștepta plecarea în veșnicie. Și în sfârșit se întâlnește cu El. Și când s-a întâlnit cu El, a încălcat o lege, pentru că n-avea voie să atingă pe cineva, că avea scurgere de sânge. Dar a trecut peste toate și Domnul Iisus pur și simplu nu i-a reproșat treaba asta. Și a spus, femeie, după ce că a fost vindecată, fii mântuită. De aceea îl caută oamenii pe El. Pentru că El e primitor, El e bun, El e iubitor, El e extraordinar. Aduceți-vă aminte ce a spus unei femei care era sirofiniciene, nu era evreică. A spus, nici în Israel n-am găsit o credință așa de mare. Du-te, fica ta este ok. Și femeia aceea care s-a pus în genunchi și a spus, Doamne, lasă-mă măcar să culeg firimiturile ca un cățel, dacă nefiind evreică n-am acces la o bucată de pâine consistentă. O să iau câteva firimituri. Și a plecat cu o firimitură care a fost destul să-i vindece fetița îndrăcită. Misionarismul întrupării.
Aduceți-vă aminte de vieți schimbate, Maria, mama Domnului, o fată neprihănită a intrat în istorie. Aduceți-vă aminte de Iosif, care pur și simplu vede îngerul Domnului doar pentru că era logodnicul ei. Aduceți-vă aminte de ciobanii ignoranți și ne băgați în seamă de pe câmpia Betleemului, că se duc și îl văd pe prunc, aproape printre primii, ca și cum ar fi fost prinții Israelului. Aduceți-vă aminte de magi, niște oameni disprețui că spăgâni și se duc cu daruri, în timp ce cărturare și farisei erau ocupați. Aduceți-vă aminte de Simeon bătrânul, un bătrân nebăgat în seamă, care mergea cu greutate și aștepta să-l vadă pe prunc. Aduceți-vă aminte de Lazar, Marta și Maria, o familie modestă pe care Hristos a ales-o să-i fie gazdă. Aduceți-vă aminte de Maria Magdalena, care a devenit prezentă în tot itinerarul Mântuitorului Iisus Hristos. De ce? Datorită misionarismului întrupării. Scumpă Biserica Domnului Iisus, acest misionarism, această preocupare pentru mântuirea oamenilor este expresia ascultării de Domnul, pentru că El ne-a trimis la ei. Noi venim aici să ne închinăm, dar noi trebuie să ne ducem la ei după ce ne închinăm, pentru că noi pendulăm între mergem în evangelizare să ducem mântuirea oamenilor prin predicarea Evangheliei și apoi prin udare, după cum spune Pavel în 1 Corinteni capitolul 3, plantează sămânța, udă sămânța. Eu seamăn, Apollo udă, dar ne întoarcem înapoi pentru resurse, pentru iertare, pentru restaurare, pentru reîmputernicire, în închinare, în casa Domnului. Dar ce facem dacă stăm toată ziua și de când ne naștem până murim? Cine mai face misiune? Vă chem în această seară să vă uitați la misionarismul întrupării și să acceptați că de porunca aceasta nu putem scăpăm. Însă adevărul este că nu vrem să scăpăm. Vrem doar să împlinim porunca Domnului și cu bucurie, fiecare cu ce poate. Fiecare cu ce poate și cu ce are, să mergem în numele Domnului și să împlinim porunca stăpânului nostru. Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvinteze. Poporul Domnului, intrăm în rugăciune și Dumnezeu să ne asculte rugăciunea. Amin.